Vlad, deci putem să zicem, putem să vorbim. Bună dimineața și bine v-am găsit. Poftă bună la cafeluță. Deja în pauză? Lăsați dracului Excel-urile, lăsați task-urile și nu știu mai ce faceți voi. Luați o pauză de câteva minute să urmăriți ce se întâmplă aici. Apoi nu puteți, că trebuie să faceți azi cumpărături, că e vineri. Unde mai pui că nu știm ce să facem de mâncare pe weekend? Și tot eu vin cu soluția. Tocăniță de ardei. Zisă și nu pilaf, cum dracu' mei, ghiveci. Mă rog, în unele părți ale țării zice și ghiveci, noi mai zicem popricaș de ardei. Fiți atenți, poate fi bună și de post, poate fi bună și de dulce. Rețeta o am de la tata. E simplu. Pui ulei în ce? În laboș, în oală. Deci e o oală de tuci de preferință, cu pereții groși. Și o pui pe foc. Foc mic sau foc mare, să nu consumăm mult dacă sunteți pe gaz. Da? Deci să ia oala, să pune un pic de ulei în ea, 3-4 cepe potrivite tăiate peștișor, să pun acolo și niște apă peste, atenție. Se amestecă cu grijă până capătă ceapa o culoare așa aurie. Avem grijă în același timp sau chiar înainte să ne apucăm să tăiem ardei. Ce ardei? Acum toamna mai ales este o corcitură între ardeiul galben gras și ardeiul capia. Știți, așa, cu formă de ardei capia, dar galben și gras, da? Îl tăiem frumos în două, pe verticală, scoatem firișoarele de acolo, scoatem cotorul și semințele și după aia îl tăiem pe orizontală. Așa vreo 7-8 bucăți sănătoase. După aia le aruncăm peste ceapă, mai punem apă după gust, sare și piper și punem capacul pe oală, da? Lăsăm să bolborosească un anumit timp și după aia băgăm și o roșie. Punem și o roșie. Acum mai avem roșiile, ultimele porodici ale toamnei. Roșiile alea mari care au început să se strice un pic acolo sus, da? Le curățăm frumos, le decojim, pac, pac, le tăiem și le aruncăm în scârbă, cum s-ar zice, le aruncăm dacă-s două sau o aruncăm dacă e o roșie peste ardei. Dacă nu avem roșie, punem pastă de roșii, bulion de roșii, roșii de la borcan, punem ceva așa de culoare și de gust și gata. O mâncare simplă, prea bun, prea ca la țară, da? Acum să nu mă luați că ați mai văzut rețeta asta pe net, că ați văzut ce au pățit marile vlogherițe culinare, s-au păruit pe-n tribunare de la un ecler mâncarea Savarina, dar sigur, Jamila sau cum o cheamă, Cuisine și cu Laura Laurențiu s-au acționat în judecată, că fiecare dintre ele a pus aceeași rețetă de ecler. Dom'le, eu aș vrea să văd filmată confruntarea asta dintre bucătărese, dintre gospodine, aș vrea să le văd luptându-se în ciocolată cu alune, să se lovească un pic la coaste, dându-și cu eclerul în cap una la alta. Avem probleme mari în țară, dar nu știm cine a inventat eclerul. Dar ați reținut. Am zis și la soacră mea. Soacră, fă rețeta asta de popricaș, de ardei, de ghiveci de ardei, după metoda pe care mi-a zis-o tata. S-o și apucat. Pac! O lingură de untură de rață. Că noi luăm, la odată la 3-4 săptămâni, luăm de la Il Polo piele de rață, cu 14,99 kg, o tăiem frumos, facem din ea jumări, da? O punem la ce m-a apucat azi gătitul. Aștepta să vedeți poze cu before, after, nimic. Vă zic pe care orală, fiți atenți. Cafea bună, de pe Elveția, de la Mihai. Cafea elvețiană se pune în cești mici. Zestre, asta mi-o dat mama, fie sănătoasă, zestre, niște cănuțe de porțolan cu gaura subțire. Cu gaura, cu gura. Doamne, la ce mă gândesc eu vinerea. Ah, bună, să rămân la Mihai, buy me a coffee cu Costreșnicu Bendea, știți că acolo puteți deversa cafele, dar nu vă rețin. Și facem chestia asta, dintr-un kil de untură de rață, da, rămâne un borcan de grăsime și rămân suficiente jumări pe care să le mănânci cu ceapă roșie de cornești. Shin fol vo, să trăiești. Da, și zice soacră, da, i-am povestit o rețeta, zice, mâine îți fac ce ai zis. Și când o văd că pune laboș, că pune o oală, poc, o lingură de untură de rață, zic, mamă, socră, beța-ș norocul tău, azi e vineri. Păi ce și ce că e vineri? Păi zic că e de post. Vedeți că mâncarea asta se poate face și de post, și de dulce sau de fruct. Dar păi zice, ce e la post? Ea puțin fie reformată, ea are post, nu mai are post că e la pensie. A avut post pe vremuri și o lucra la post, da? Dacă cumva vă rămâne din mâncarea asta, a doua zi o îmbunătățiți. Să zicem că mâine e sâmbătă, mergeți la grătare,
Tot timpul rămân grătarele, știi? Că dai cu mici, dai cu aripioare, grătare, no, cine le mânca, hai să le împărțim, du-tu la coptii, du-tu la soacre, du-tu. Ia și tu, tăia-ți bucățele, reîncălziți mâine ce rămâne din tocana paprikaș de ardei și le băgați acolo. Și cu o lingură de smântână de toroțcoi, 20% grăsime, lingi pe unde este. No, dar cam atât. Ideea e care? Nici să nu facem risipă alimentară, că românii aruncă în medie pe an 2,5 tone de mâncare. 2 milioane de tone sau foarte multe. 2 tone de mâncare cred că aruncă. Românii aruncă românii risipă alimentară. Cel mai mult aruncă fructe. 23% din ceea ce aruncă românii după ce odată cumpără cu bani mulți și aruncă fructe. Păi nu-i bine să avem în casă un butoiaș de 60-80 de litri? Că ce să mai ții și în casă, nu? Un butoiaș, pac, nu mănci pruna aia, ai băgat-o acolo, nu mănci para aia, ai băgat-o acolo, a? Să umple, să face borhot și face o pălincuță de nota 10. Că românul inventiv, că și Becalice a zis, pentru prima dată în istoria bisericească a României, el va face un orășel de călugări. Ce s-o gândi Becali? A luat un teren, nu știu câți zeci de kilometri pătrați, a luat în Vâlcea, la Olănești mai precis, unde o să facă un orășel călugăresc. 500.000 de călugări, tiki-taka Barcelona, parcă de acolo o să-și adune, o să-și facă el baza de selecție pentru jucătorii de la FCSB. Dar ce mai zis domnul Becali? Că acolo va fi exclusiv numai pentru bărbați. Călugări. Adică o să fie și animale, o să fie boi, măgari, dar numai cocoși. Cocoși, găini, nu. O să învețe și cocoșii să facă ouă, că vorba aia și călugării în zilele de dulce pot să mănânce și ei o papară. Ei, și la 7 km de mănăstirea asta exclusivistă, adresată atât călugărilor cât și mirenilor care merg în pelerinaje de gen și sex masculin, la 7 km se face, tot prin bunăvoința lui Becali, o mănăstire de măicuțe. Deci la 7 km de taici se face una de maici. Apoi 7 km nu sunt mulți când cocoșul are nevoie de... Domnul cu ei! Mulțumesc, Mihai! Cafea deosebită primită prin site-ul buymeacoffee.com/nicuben. Intrați acolo să vedeți că este lume bună, lume care donează cafea din Elveția de la Mihai Ma. Parcă și văd vacile Mov Milk acum pasc acolo. Ioi. Bună cafea. Sărut mâna. Ați crezut că așa vorbesc de politică? Și politică să mai nu vedeți că stăm pe un butoi de pulbere, suntem pe nicăieri, mă, pe nicăieri. A venit ăla de la IMS, OMS, șeful Organizației Mondiale a Sănătății, să ne spună să facem ceva, că nu mai sunt locuri în spitale. Ungaria ne-a dat nu știu câte zeci de locuri de paturi la ATI, să transferă bornavii noștri cu salvările, cu avioanele în Ungaria. Polonia ne dă concentratoare de oxigen și bomba bombelor. 20 sau 30 de medici din Republica Moldova au lăsat sistemul lor medical și au venit la Iași ca să ne ajute. Bă, în momentul ăsta, oricine ai fi tu premier, dacă avem un premier desemnat, avem un premier interimar și un premier de la... N-avem nimic. Oricare ar fi el acolo la Palatul Victoria, pui cheia pe masă, strigi becul și te duci. Bă, să-ți vină Republica Moldova să-ți ajute sistemul de sănătate, mă. Deci mai mult de atâta ce să mai... Ne-am tăcuit tătă vara că e bine fără mască, că am câștigat lupta cu pandemia, că să nu mai fie restricții și acum... Dar vă spun eu, dacă faceți paprikașul ăsta de ardei, bine, de lung când vă uitați pe facturi, că apropo, cam în 22-25 ale lunii trebuie plătite. Când vă uitați pe facturi, o să ziceți că numai tocană de ardei o să mâncați. Nu, găsești ardei la 7-8 lei kilo până mai găsești. Faceți provizii, pac, pui la congelator. Congelatorul nu-l pui în priză, că e scump curentul. Lați-i geamurile deschise și cum nu ne bagă ăștia căldură, hai că vă descurcați, că românul e priceput. De când măsa l-a făcut. Weekend plăcut.